Vă salut, prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod special de draft. Astăzi v-am pregătit un episod mai special. Vom simula un draft de la FIFA 20 și nu vom avea voie să luăm decât jucători de gold sau legende, pentru că doar aceste carduri vor pic la începutul jocului, așa că jucători Team of the Season, Team of the Year nu vom alege. Hai să luăm și draftul cu 15.000 de FIFA points, dar zdrobiți și voi acel buton de like, dați-mi un follow pe Instagram Dan17Ștefan, link în descriere, și aprindeți și voi clopoțelul, că mă ajută tare, tare mult. Hai să mergem cu 4-3-3, este cea mai bună formație la începutul jocului pentru a face chemistry. Ne-a ajutat acum cu 3 jucători. Vom merge cu Aguerito pentru că este de Anglia și este un card gold. Perfect! Salah sau Bernardo Silva, mergem cu Mo. Mergem cu Mo, facem o echipă full gold. Neinei. Bun Neinei aici. E singurul jucător gold, așa că va trebui să mergem cu Neinei. Ce bun ar fi fost Cavani acum. Mamă, cum intră Rabiot aici. Se duce direct. Cruzau ar fi bun aici. Jordi Alba. Mă, acum n-avem pe cine lua. Jucători Team of the Season nu vor exista, așa că îl vom lua pe Jordi Alba. Bonucci, Bobby Moore. V-am zis că deși Varane ar fi mai bun. Dar Bobby Moore ne poate ajuta la chemistry. Dar hai să mergem totuși cu jucător gold. Să mergem cu Azpilicueta. Nici nu știu. Aș merge cu Azpilicueta, deși Varan. Bă, hai să mergem totuși cu Varan. Că este mult mai bun. Verratti, Sissoko, Thiago. Thiago, deși chiar dacă e singurul jucător gold. Marcelo, din păcate Marcelo, pe tine nu te putem lua, așa că singurul pe care îl putem lua este Mane. Ribery, Pepe Reina, Sergi Roberto, Walker. Ideea e că îl avem pe stânga acolo pe Jordi, care îl legăm cu Varan, așa că vom merge cu Walker aici, că poate ne pică un fundaș central bun de Anglia. De la Piqué, uite, ne-a picat Piqué, mamă cum mergea Sergio Roberto acolo. Hai că poate ne pică acum. Roberto. Ia uite că ne-a picat. 78. E bun. Este super, super bun. Chiar dacă avem 2 jucători în formă, nu este nicio problemă. Uite, l-avem pe Parejo aici. Pentru că avem 3 jucători în formă, la urmă informii la început de FIFA există. Și Oblak vine perfect. Ne-ar mai trebui un mijlocaș central gold. Garay nu. Hai să luăm pe Delf. Deși nu știu ce putem face cu acest Delf. Mbappé, Messi nu te putem lua. Îl luăm pe Cola. Avem voie doar jucători care sunt la început de joc în FIFA. Kluivert, Ramos. Ținând cont că Ramos este in form, să zicem că putem să-l luăm. Perfect, s-a dus Ramos aici. Bale in form, Mahrez. Guie. Jesus nu, că e cardinal. Partei. Chiar dacă, uite, vezi, Partei direct aici, pac. Partea are 7, le dă 10, 10. Și aici are 7. Hai să-l jucăm pe Partei. Mai bun Thiago, este mai ofensiv, să zicem. Dar putem să-l băgăm în locul lui Parejo. Mai bun Parejo. Ca și chemistry. Aoleu, aici nu contează. Nici aici. Hai să mai vedem un fundaj lateral. Nu contează, pentru că nu ne poate ajuta foarte mult niciunul dintre ei. Nici aici. Haideți să băgăm rezerve doar jucători gold. Pac. Păi dacă îl băgăm pe Varan, ia stai. Unde e jirafa? Uite, în locul lui Piqué. Nu ne scade și mai bun Varan. Pac. Perfect așa.
Și până la urmă avem decât 3 jucători în formă. Nu? Adică nu văd care ar fi problema, pentru că la început în drafturi îți pot pica 3 jucători în formă. Bine, asta n-are cum să fie, așa că îl păstrăm pe parte aici. Și cam asta este draftul, fraților. Hai să luăm și managerul, am uitat de el. Opa, gata, 100% Rafa Benitez. 87 rating, 100 chemistry, un draft challenge de FIFA 20. Haideți să vedem ce reușim să facem cu această echipă. Sincer, dacă ajungem măcar în semifinală cu această echipă, în momentul în care există foarte mulți jucători Team of the Year, foarte mulți jucători Team of the Year, chiar ar fi o performanță destul de bună, zic eu. Echipa primului oponent, după cum bine v-am zis, ia uitați, Virgil, Team of the Year, Ter Stegen, Team of the Season, Da Costa, Team of the Season, Havertz, care este un jucător absolut senzațional. Sunt curios cum ne vom descurca cu echipă de început de joc. Frumos aici. Hai, Nei! Hai, mă, că n-ai cum să dai direct în portar acolo. Frumos aici, Nei. Frumos aici, Nei. Nei! Ce șut dă direct, time finishing pe verde, direct la colțul scurt, o rachetă pe care Nei o are, fraților. Sincer, nu știu dacă a fost offside la Rabiot. A sărit la mine. Sărit la mine cu noroc. Hai să vedem. Frumos. Neymar. Un jucător care cu siguranță în FIFA 20 va fi extraordinar, chiar și acest card gold. Pentru că vedem că acest card gold și în FIFA 19 pe final de joc este unul absolut senzațional. Frumos aici, frumos aici. Cine altul decât Neymar, minutul 80, avem 3-0. Da, kick-off glitch, kick-off glitch, avem parte de un kick-off glitch, nicio problemă pentru că este minutul 81. Neymar nu cred că câștigă la cap, am dat doar de dragul de a da, pentru că atunci când e Da Costa nu câștigă nimeni la cap. 3-2, minutul 90 și adversarul nostru intră în joc. Hai să vedem cum gestionăm acest final, pentru că e foarte important să câștigăm acest meci. Cred că e ultima fază acum. Hai să vedem. Da, este ultima fază. Fluier final, câștigăm primul meci cu această echipă frumușică de jucători gold și informi, fără legende și fără jucători Team of the Season, Team of the Year și așa mai departe. Ce echipă are jucătorul din meciul 2, Verratti, Team of the Season, Zanetti la închidere, Varane, Maldini, un cuplu de fundași extraordinar, Arnold și Robertson, Felipe Anderson, William și Lucas sunt o echipă fantastică față de a mea, vorbesc. Hai, ne... Bară, mă! Hai să zicem că a fost ghinion. A fost ghinion pentru că mi-a deviat mingea în ultima secundă. Thiago foarte frumos face aici un scoop turn, iar apoi șutează cu piciorul lui stâng, chiar dacă are, cred că 4 sau 3 stele la Wickfoot, dă senzațional cu stângul la colțul lung. Noroc că am dat verde, aia a fost ideea, că am dat verde și a fost... Foarte bine, foarte bine că am dat verde. Aguerito! Hai, penalti! Mamă, ce penalti am avut aici! A căzut direct peste mine, ce era să-mi facă mai mult? Mamă, am încercat să-l surprind la colțul scurt, eram sigur că mută portarul. Parejo încearcă ceva
ciudat, vedem că avem 6 șuturi, el nici măcar un șut. Hai, Piqué! Mă, dă Aguerito cu capul, 7 șuturi în acest moment, el nici măcar un. Scorul este nedrept, sincer vă spun. Da, fraților, primul șut al său, primul gol. Era de așteptat, nu oarecum. Arnold este cel care reușește să marcheze. Asta înseamnă să ai jucători buni, asta înseamnă să ai jucători slabi. Eu am ratat de o grămadă de ori, el a avut un singur șut, un singur gol. Aguerito! Cum ai putut să dai așa? A fost chiar verde. Vedem aici statistici, 2 șuturi, 35% posesie. La mine 8 șuturi, 65% posesie. E ceva în neregulă. Aguerito. Încă un alu Aguerito. Și din nou verde, dar din păcate din nou rebounduri și autoblocuri și așa mai departe. Hai mă! Hai mă, n-a fost offside, l-am văzut bine aici pe Kun Aguero, care reușește să o bage în poartă. Bun aici, bun aici, perfect, l-am făcut, perfect, l-am făcut. Am tras senzațional, deci este o fază lucrată perfect. O fază lucrată perfect. Oricum aș fi șutat, aș fi ratat, dacă aș fi dat la colțul lung sau dacă aș fi tras tare. Driven shot exact pe lângă portar. A fost soluția ideală. Nu știu, a fost inspirație de moment. Pentru că și dacă dădeam la colțul celălalt, cred că portarul ar fi intervenit. Aoleu, cum a scos Terzegan direct cu piciorul. Direct cu piciorul a scos. Da, fraților, fluier final în meciul 2, ne îndreptăm către semifinală și ne-am îndeplinit obiectivul că avem o echipă de început de FIFA și ne-am dus în semifinală. Da, final ar fi un bonus extraordinar pentru noi. Haideți, Ronaldo, Neymar, Messi, Verratti, Lidman, Santi Cazorla, Marcelo, Godin, Mendy și Oblak, Team of the Season, o echipă senzațională, o echipă mult mai bună decât a noastră. Să vedem dacă ne descurcăm. Să îl batem cu această echipă de început de FIFA. Penalti, avem penalti minutul 3. Avem penalti minutul 3 și trebuie să marcăm. Parejo, Parejo, Parejo este cel care marchează și deschide scorul pentru echipa noastră. Mamă, ce gol am luat. Nu pot să cred că Lidman a dat un asemenea gol. Hai Aguerito. Hai Aguerito aici. Frumos. Penalti. Avem al doilea penalti. Avem al doilea penalti. Diego Godin este cel care face penalti. Hai să vedem dacă reușim să și marcăm. Foarte important să și marcăm. Gol. Gol din nou Parejo. L-am păcălit. L-am păcălit pe portar. Frumos aici, mo. Frumos aici, mo. Penalti! Bă, bă, am dat direct pe el. Verde puțin pe lângă șutul lui Cunito. A lui Cunito Aguerito. Nei, nei! Mama, a băgat în ultima clip acolo. Aba, nu, a dat nei, nei direct afară, nu pot să cred. Frumos aici, nei, nei. Hai să-l vedem aici pe nei, nei. Ce tehnic este, nei, nei. Hai, nu cred. Ma, luat-o de pe linia porții, făcusem perfect faza. Perfect făcusem faza. Pleacă, mo. Și du-te, nei, nei. E ultima fază. E ultima fază, nei, nei. Nei, nei! Hai că ajunge la Mohamed. Ajunge la Mohamed. Frumos, Mohamed Aguerito! 3 la 1 și am închis meciul, fraților. Am închis meciul și mergem în finală cu această minunăție de echipă. În afară de chemistry, jucători spectaculoși nu sunt. Bine, decât Neymar, care este un zeu și cardul gold este un card, un jucător senzațional.
Mergem în finală, fraților. Sunt curios ce adversar vom întâlni. Echipa finalistului cu Ronaldinho, Van Persie și Mbappé, Team of the Year, on attack, senzație. Două carduri speciale la fundaș și central, plus Iașin în poartă. Mamă, ce echipă are asta. Trebuie să câștigăm finala, deși v-am zis, obiectivul era semifinala. Se pare că un bonus și mai mare ni s-a evit să jucăm finala și sper să o și câștigăm, de ce nu? Bară, nei, dai în bară de acolo. N-ai voie, ai stricat tot ce ai făcut frumos până acum. Da, el dă bară, eu dau bară și el dă gol aici. Penalti! Avem penalti, minutul 43. Normal ar trebui cartonaj roșu, era o situație clară de gol acolo. Fundașul n-a încercat să joace mingea, că m-am împins direct. Și normal trebuia să se acorde cartonașul roșu. Ratăm lovitura de la 11 metri. Pe bune! Ce s-a întâmplat? Doar să nu știu că am pierdut meciul. Pe bune, au căzut serverele, frate. Hai mă, că nu e normal așa ceva. Nu e normal! Asta e, băieți. Măcar am ajuns în finală. Obiectivul a fost îndeplinit. Sper că v-a plăcut acest challenge pe care l-am făcut cu jucători de FIFA 20. Dacă vreți să mai facem astfel de challenge-uri, nu uitați să omorâți acel buton de like. Să dați un share pe Facebook pentru că mă ajută tare, tare mult acest lucru. Și să vă abonați și să aprindeți clopoțelul. Vă pupă, Dănuț!